Atunci când trece o ambulanță pe stradă cu sirena pornită, după cum ați văzut, toți șoferii sunt obligați să tragă pe dreapta. O nouă lege a poliției rutiere prevede ca și pietonii de această dată, atunci când întâlnesc o ambulanță cu semnalele sonore pornite, să se adăpostească, să sară prin tufișuri, să se ascundă prin copaci, pe unde poate fiecare. Să vedem dacă și pietonii și domnișoarele, în special, sunt de acord cu acest lucru. Acum o lege a poliției rutiere vrea să oblige și pietonii să se adăpostească atunci când trec salvările cu... Da. Este o lege bună? Este foarte bună. De ce este bună? Ca să poate să facă treaba ei. Să poată trece ambulanța. Da, da, da. Tot. Pietonii să nu încurce. Exact. What message do you have to send to the drivers of the ambulances? Probably just use the siren when there is really an emergency. Don't just purposely use it to get through traffic. That's all. Where are you from, baby? Malaysia. Malaysia? Yeah. Oh, that's a cool country. Yeah. Yeah. Do you like Romania? Yes. Atunci când trec ambulanțele cu sirena pornită pe stradă, toți șoferii trec pe dreapta. Corect, normal. Colegia poliției rutiere vrea ca atunci când trec ambulanțele cu sirenele pornite și pietonii să se adăpostească. Normal. Normal, pentru că el are acolo un accident, ceva, ferea Dumnezeu, un lovit, un tăiet, eu știu, trebuie ars, să ajung ars la spital, sau ars, un dărâm o casă, ceva, nu? Trebuie să ajung imediat. Trec ambulanțele dumneavoastră, vă ascundeți pe după copaci și vă feriți. Normal. Uite, atunci când trec ambulanțele cu sirena pornită, șoferii sunt obligați să tragă pe dreapta. Da, normal. Stopească. Exact. Un nou proiect de lege al poliției rutiere vrea să oblige și pietonii să se adăpostească atunci când trec ambulanțele. Da, se pare normal? Așa era și până acum, cred. Nu știu, așa am văzut. Cum vede? Cred că este o lege bună. Mai ales este ambulanță și vorba de o persoană care e bolnavă și are nevoie de ajutor. Și odată ce noi suntem sănătoși, suntem pietoni, mergem, nu are nimic dacă ne oprim o secundă, două. S-ai mers vreodată cu ambulanța? Da, am mers odată. N-a fost bine. Atunci când trec ambulanțele cu sirena pornită și pietonii să se adăpostească, se pare normal așa ceva? Normal, ca să aibă ei cale liberă, s-ar putea. Să ei vor normal ca pietonii de pe trotuar? Nu, nu cred că este normal. De ce nu e normal? Păi cu cei deranjează? Cei cu ambulanțele când nu mai au loc în trafic, știi că la noi este foarte aglomerat, mai merg și pe trotuar și vor să nu fie stresați șoferii. În situația asta, da, este normal. În situația asta, dacă este nevoie să meargă pe trotuar. Pustești? Da, normal. Și pe unde te adăpostești? Pe unde? Pe trotuar, dacă... Pe copac, nu? Da. Ok, sunt de acord să mă adăpostesc atunci când trece o ambulanță. Da, dar pe aici nu are ambulanță. Pe... Uite aici, printre copaci, pe aici. Nu în cape. Sunt de acord să mă adăpostesc atunci când trece ambulanță. Bravo, ați văzut, da, că se poate. Ambulanțe nu au ce trece pe trotuar. Please watch Savarina lui Machiavelli. That's right, baby. Okay. Have a nice day. Yeah, you too. Merge, merge. Eu am să mă adăpostesc când trec ambulanțele. Ca să nu fie nevoiți ei să accidenteze pe cineva dacă au o urgență. Yeah. Let me tell you why.